Mihai Bozianu de la Ecostup a moștenit pasiunea pentru apicultură din familie, dar a forat meseria din SUA, acolo unde a lucrat în domeniu. Unul dintre lucrurile pe care l-a importat și îl recomandă tuturor apicultorilor sunt stupii verticali. Primul plus la stupul vertical este mierea pe sortimente, a doilea plus este cantitatea mai mare de miere obținută pe stup și a treilea ar fi comoditatea, ușurința. Stupul vertical este inspirat din natură. Albinele sălbatice fac stupii anume astfel, în scorburi sau în alte spații. Stupul vertical este utilizat și este considerat în literatura apicolă ca un stup destinat pentru profesioniști. Mihai Bozianu spune că același efort poate aduce un profit dublu dacă se lucrează cu stupii verticali față de cei orizontali. De exemplu, un apicultor care să lucreze la 150-200 de stupi orizontali, tot același efort poți să-l depui la 300-400, poate chiar și 500 de stupi verticali. Eficiența stupilor verticali permite apicultorilor să profite la maxim de plantele care nu înfloresc un timp îndelungat. Dacă ești la un cules puternic, să zicem de floarea soarelui, și la orizontal ești constrâns de situații să te apuci să extragi mierea și până tu începi să extragi, să aduci, să pui înapoi ramele, să duci floarea soarelui. Cam la 150 stupi sau 200, cam atâta timp îți iei. Când la stupul vertical, te duci și mai adaugi un corp. Corpul cu mierea îl ridici în sus și corpul care e gol al bai sub dânsul. Și dacă l-am putut și pe a doilea, sănătate, duci și pune el și pe a treilea. Stupii verticali sunt și mai ușor de transportat, spune Bozianu, pe când cei orizontali sunt mai degrabă o relicvă sovietică. 95% din stupii de pe fața pământului, dacă nu 98%, sunt verticali. Dacă luăm în Statele Unite, China, Argentina, practic toată Europa lucrează pe verticali. O să găsiți orizontali, cred că în Ucraina, Republica Moldova, poate careva țări a fost Uniunii Sovietice, în Rusia poate să mai și pe undeva. Dar nu este un stup de circulație internațională, nu o să-i întâlnești. Nu știu câte filmulețe am văzut pe internet cu Noua Zeelandă sau Australia sau chiar așa și Indii, n-am văzut niciun stup orizontal niciodată.